Zgomotul și excrementele păsărilor îi fac pe târgujieni să ocolească parcul central. Oamenii spun că nu odată s-au trezit plin de mizeriile făcute de ciori. Poți să mergi prin parc din cauza lor. Te pomenești pe haine. Da. Până acum, cum era acum? Ce le mai făceau? Cred că nu mai erau, sau nu erau ca acum. Acum multe sunt. Multe. Cred că fiecare copac cu cuibul lor. Cred că sunt deranjate. Pentru că aici ar trebui să fie curat, curățenie. Dar ce să le faci? Ce să facem, domnișoară? Așa erau dintotdeauna? Mai grav. Nu știu dacă e soluție pentru asta. Dacă găsesc o soluție, ar fi bună. O să vină să le dărâme cuiburile. Credeți că... Pe ei s-a depune iară. N-ai cum. Numai decât tăia copaci. Copaci nu se poate. Altă o soluție ar fi bună. De-a lungul anilor, municipalitatea a încercat fără succes să scape de păsările care au pus stăpânire pe arborii din parc. De când legea nu mai permite împușcarea ciorilor, singura soluție este doborârea cuiburilor, o manevră neinspirată care nu dă roade și costă mult. Primarul Marcel Romanescu recunoaște că nici el nu are soluții. De astăzi în operativă am discutat acest aspect și urmează ca o echipă de alpiniști să intre de astăzi în parcul central astăzi sau cel târziu mâine. Singura soluție viabilă la acest moment este dărâmarea cuiburilor pentru a nu se mări numărul de ciori din parcul central. S-a încercat și în perioada trecută, ca și în celelalte orașe, am stat de vorbă și cu primarul de la Timișoara, care întâmpină, și nu cred că doar Timișoara, cred că și alte municipii întâmpină astfel de probleme. E foarte greu să le elimini, dar prin dărâmarea cuiburilor de către alpiniștii respectiv, încercăm să diminuăm puțin efectul și încercăm să facem curățenie zilnic ca să nu avem probleme. De eliminat total, e greu de crezut că putem să facem acest lucru. Nu avem o soluție, adică dacă cineva ne-ar fi dat o soluție, să spunem, dom'le, de tăiat pomii din parcul central, nu avem nicio șansă și nu cred că ar fi corect. Dar, până la urmă, acestea sunt măsurile pe care le vom lua în perioada imediat următoare. Fostul consilier municipal Nicolae Davițoiu spune că autoritățile ar trebui să fie mai vigilente dacă nu doresc să rămânem fără turiști. Neapărat măsuri urgente, pentru că disconfortul va fi total, iar dacă nu se iau măsuri urgenți și se lasă ca ciorile să se mulțească, pentru că vedem că sunt în perioada de mulțire, ne trezim din 10.000 de ciori cât sunt în momentul de față, cu 40-50.000 de ciori și riscăm ca parcul central să, în loc să fie parcul Brâncuș, să se numească parcul ciorilor, mai în glumă, mai în serios. Plus că produc, în afară de excremente, produc foarte multă mizerie, care, după cum vedeți și dumneavoastră, foarte multe crengi sau bucăți de crengi la acestea uscate și verzi și cei care au grijă de parcul central trebuie să stea toată ziua cu mătura ca să îndepărteze aceste uscături, plus cârpa să șteargă băncuțele care mai toate, dacă vă uitați din zona de unde zona populată de către ciori, sunt pline de excrementele ciorilor. Probleme cu ciorile sunt în toate orașele mari din România. Disperarea autorităților a ajuns la un așa nivel încât primarul din Timișoara a apelat inclusiv la anticoncepționale pentru păsări. Doar în aripatele nu se vor mai înmulți.